Stimați colegi, noi, Partidul Verde Ecologist, salutăm inițiativa colegilor noștri din Partidul Social-Democrat de a organiza această masă rotundă, care necesită eforturi intelectuale și nu numai. Pentru că tema respectivă se dezbate, se discută la diferite posturi de televiziune publice și private, însă cu așa participare, cred că este prima dată. Și cu atât mai mult că democrația nu are nici culoare și nu are nici apartenență de partid. Ea oare este, oare nu este. Și aș avea o propunere, reieșind din programul care e prevăzut aici, la sfârșit e scris concluzii și sugestii. Poate ar fi cazul să facem în rezultatul dezbaturilor și analizelor un apel, o rezoluție, o declarație, să zicem așa, și care dorește și de acord cu ce este scris acolo, semnează și ea este prezentată instituțiilor, mass media, eu știu, guvernanților, instituțiilor, de stat, ca să fie clară poziția participanților la această masă rotundă. Ce se referă la poziția noastră, noi doctrinal suntem pentru o democrație directă, nu excludem și participativă. Suntem contra promisiunilor electorale populiste, care traduse așa, eu știu, ori exprimate altfel, contra minciunii electorale care persistă în Republica Moldova. Și s-a promis foarte mult de diferite partide care au fost la guvernare în perioadele respective. Inclusiv s-a promis și autonomia locală, care până la ziua de astăzi nu există. De ce? Pentru că s-a dorit să menții sistema sovietică. Держать и не пущать. Noi o să vă spunem ce să faceți, noi o să vă spunem când și dacă o să vă portați bine, o să vă dăm și bani. Ceea ce nu dă voie în măsură de plină ca să dezvolte democrația direct în Republica Moldova. Și aici să iarăși îmi expun părerea noastră, noi suntem contra idealizării și se referă și la primul parlament. Mă rog, a fost primul parlament cu recunoștință, s-a primit declarația de independență și alte acte, mă rog. Așa a fost timpul, a fost. Însă, nu cred că s-a atunci s-au pus bazele bune, spunem, pentru o democrație ulterioară. Cred că dânsii trebuie să asume și răspunderea asta. Se referă la democrația directă, colegii noștri din Europa au așa experiență și vreau să zic că de multe ori verzi din Europa fac coaliție cu socialdemocrații, știu, cu forțele, cu socialiștii. Eu nu zic că trebuie să o facem ori nu în Republica Moldova, vă zic ca informație, pentru că este această poziție ca să fie bine în primul rând pentru cetățean. Și eu nu sunt de acord cu unii vorbitori, e părerea mea, că în Republica Moldova totul este rău, nimic nu este posibil, și în deopște noi suntem o țară rătăcită. Vreau să zic, sunt țări încă mai rătăcite ca noi. Și încă cu mai mari probleme. Și deci se referă la deprinderile, să zicem așa, o democrație directă, noi avem în Republica Moldova. Pur și simplu am zis că de guvernanți ei nu acceptă și nu întreprind măsuri ca să asigure dreptul cetățenilor de a primi, ori de a participa la
apreciere la soluționarea unor probleme. Cu toate că deprinderile acestea sunt în Republica Moldova. Și noi suntem martori la dânsi, sunt la un nivel încă începător. Zicem despre o democrație directă care la nivel de familie, să nu zicem clan, se asociază mai mult, se sfătuie, ce facem, cum facem, unde mergem, ce business ne ocupăm. Sunt tot așa de prinderi și în municipiul Chișinău, la nivel de blocuri, de curți, în localități, la nivel de mahalale, de chiar și sate. Însă sunt de acord cu organizatorii meselor toate că trebuie să fie un involt ca aceasta să fie dezvoltată ulterior. Și noi putem cere cu atât mai mult ca partidele extraparlamentare care avem o viziune anume nu declarativă de noțiuni europene cum au făcut-o mulți la rând, mulți guvernați la rând. Oare multe guvernări. Au fost declarații goale, oare au fost minciuni. Cu toate că, iarăși, trebuie să recunoaștem, ceva s-a făcut, inclusiv și cu legea cu privire la întruniri. Da, ea a fost primită pe timpul când la putere era Partidul Comuniștilor, cu presiune, fără presiune, asta e altă întrebare. Să vreau să zic că colegii noștri din Rusia au fost la dânsi și ei visează la așa lege de întruniri. Noi este foarte simplu și eu personal în activitatea de partid m-am folosit de dreptul ăsta, am depus o declarație prealabilă și am trecut manifestarea, am cerut acordul, pentru că întruneam toate cerințele legii. Și ulterior, asta tot, vă zic, sunt niște începuturi și e normal că ele să fie dezvoltate. Și ce se referă iarăși comparația cu Elveția? Da, noi o putem, nu suntem noi chiar așa locuitorii Republicii Moldova și vreau să zic chiar și cetățenii pentru care au dorit de acum de mult, au plecat, care sunt cetățeni, indiferent de ce gen, de ce rasă, de ce limbă vorbesc, ei sunt aici, au rămas, doresc să fim împreună și să construim o țară democratică. Și eu zic că de multe ori nouă ne încurcă, cum și a menționat și colegul Vaculovski, că noi ne antrenăm în așa discuții. Ce limbă, unde mergem, spre ce. Poate cineva ne plasează intenționat temele acestea, ca noi să avem cu ce ne ocupăm, să spunem așa. Noi să ne ocupăm cu altceva, dar nu cu ceea ce trebuie în Republica Moldova. Și eu cred că, anume, problemele acestea trebuie acordat o atenție foarte mare și, în continuare, să nu ne mărginim numai cu masa rotundă, aș propune.